Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu GTA Online. Ei bine, dragi prieteni, în acest moment o să mă duc să fac o mică tranzacție de ceva medicamente nebunii de astea. Ok, da. Avem cam 2000 de mers, ceea ce înseamnă că nu suntem foarte departe. Problema este cum o să ne întoarcem acasă. De dus niciodată nu e problemă, de întors în schimb e mai greu atunci. Mai ales dacă sunt mai multe organizații care lucrează. Și după câte văd eu, sunt ceva organizații pe aici. Băga mea și pula în el de trafic. Mă, ce mă enervează, deci cum sunt ăștia făcuți? Să-ți stea bă nene în coaste, în pana mea. Ia uite-i. Așa. Hai că am scăpat și de elicopterul ăla. Ceea ce este extraordinar. Nu de alta, dar chiar nu aveam chef de un elicopter. Cine știe de unde dracu trebuie să luăm transportul ăsta? Ok, cineva ne-a luat transportul de farmaceutice. Asta nu e bine. Te caut de helicopter. Gata, boss. Hai să mergem după elicopter. Că-s vânător de elicoptere în pana mea. Jesus, fuck. Ne punem și noi părăți? Faci mișto de mine, nici măcar nu văd elicopterul ăla unde pana mea e. Bă, să mor eu de văd elicopterul. Mi-am venit cu mașina, nu cu elicopterul după mine. Îl distrug? Nu-l distrug, n-am nici cea mai vagă idee. Nu cred că l-a distrus. Dacă îl distrugea, trebuia să-l distrugă până acum. Hai să vedem acum cum o să intercepteze eu rahatul ăsta de transport. Hai că acum trebuie să-l lovesc. Și să mergem la drăcia asta. Unde-i bă, nene? Păi ce ar trebui să fie? Sau încă n-a căzut în cer? Habar nu am. Perfect. Ok, da. Hai că o să fie interesant.
Opa. Fugi ginuțul. Hai că poate am noroc. Hai de capul meu. Sper să scap de ea. Totul e să ajung pe autostradă și apoi... viața o să fie mai ușoară. Sper eu. Noroc că am venit cu T20. Foarte important T20 în schema asta. Acum să vedem cum facem să ajungem la destinație V. Că ea nu sunt singurii care urmăresc transportul. Ok. Să vedem cum facem. Hai, încă puțin. Bine, mă, pentru un căcat de transport am păcătuit atât de mult. Da, capul meu. Păi, ce pot să spun? Hai că am făcut treabă bunicică. Chiar am făcut treabă bunicică, sunt aici emoționat. Da, uitați, avem ceva cutii cu coarne de, nu știu ce să știa, rinoceri, elefanți, nebunii de astea. Și ceva chestii farmaceutice. Hai că e bine. Hai că am făcut treabă suficient de bună. Și să ieșim naibii de aici. Oh, super obositor. Ce papacal? Mă pândeaje gosul. Te bă dracu de aici de sărac. Pe ce crede el? Că eu am aici rocket launcher-ul de pomană? Pe armă principală rocket launcher-ul ăsta. A, da, am uitat să fac o chestie. Haha, nu-mi spune că am murit încă o dată, prostul. Păi, bei prăstele, ești prăst. Nu știu cum să zic eu ție, da, ești prăst. Păi, dragi prieteni, acesta a fost episodul de astăzi, să zic așa. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și în cazul că vi s-a părut interesant, dați un like pentru că chiar m-am străduit aici să rămân viu și să aduc transportul în condiții cât de cât bune. Deci, o zic mai bună vă doresc. Bye-bye.